Milionarul Ioan Niculae a fost săltat de poliție de pe aeroportul Otopeni în momentul revenirii în țară. A fost condus direct la penitenciar, unde după 14 zile de carantină urmează să îi spășească o condamnare de 5 ani pentru fapte de corupție. Omul de afaceri se înscrie astfel pe lista lungă a proprietarilor de cluburi de fotbal din România care ajung după gratii. Este un gunoi, bă, pușcăriașule! Vă rog, faceți loc! Stânga! Ioan Niculae, creditat cu o avere de aproximativ 1 miliard de euro, este patronul Interagro, un colos industrial cu mii de angajați. Judecătorii l-au găsit vinovat, printre altele, de coruperea prin interpușea unor înalți demnitari ai statului român. În urma acestor acțiuni, firmele sale ar fi avut un beneficiu direct de circa 600 de milioane de euro. Vânător pasionat, Ioan Niculae a ajuns în 2014 și în atenția presei internaționale. Jurnaliștii britanici relatau aventurile sale într-un safari din Africa de Sud. Miliardarul român ar fi plătit 40.000 de dolari pentru a obține permisiunea de a vâna un elefant și alți 50.000 de dolari pentru a-l împăia și a-l transporta în România. Niculae, care este totodată și proprietarul clubului de fotbal Astra Giurgiu, se alătură în acest moment Dream Team-ului de patron din lumea sportului cu balonul rotund, care ajung după gratii. Numărul acestora este atât de mare încât ar putea ușor forma o echipă de fotbal, cu tot cu rezerve. Veteranul lotului este de departe Cristi Borcea, are la activ o condamnare ispășită în închisoare de 6 ani și 4 luni, asta doar în dosarul transferurilor de jucători. În 2019 era din nou încarcerat într-un dosar de retrocedări ilegale. Părintele spiritual al acționarului de la Dinamo a fost și el condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Gigi Becali, finanțatorul Stelei, are la activ 3 condamnări. Pentru un schimb ilegal de terenuri cu MAPN, în dosarul Valiza și în cel în care i-a sechestrat pe hoții care i-au furat limuzina. Lista patronilor din fotbal care au făcut cunoștință cu închisoarea este însă mult mai lungă. George Copos, Gigi Nețoiu, Marian Iancu sau Cornel Penescu sunt doar câțiva dintre milionarii certați cu legea care au investit în echipe de top din Liga 1.